Astăzi este pomenirea morților, moșii de vară. După cum știm, fiecare se dă de pomană pentru cei dragi care nu mai sunt. Orez cu lapte, fructe, fiecare dă ce are și ce crede. Uite, eu am făcut orez cu lapte, deasupra am pus dulceață, de trandafir, de coacăze, de vișine. Uitați, cam așa arată toate. Cănii am pus și fructe, am pus și câte un Pepsi și cam așa arată ce vreau să dau eu. Doar vă dau o idee ca să... Salutare, bun găsit! Astăzi pregătim orez cu lapte pentru că sunt moșii de vară. Și eu fac dintr-un litru și jumătate de lapte. Am 300 de grame de orez cu ajutor de la o lămâie. În lapte pun o linguriță de sare. Punem coaja de la lămâie. Punem orezul. Și mergem pe foc și stăm lângă orez și facem orezul cu lapte. Punem și zahăr. Vedem zahărul mai presfârșit îl punem. Am pregătit fiecare ce poate și ce are ca să dăm de pomenirea morților. Uitați așa. Am pregătit și eu ce am avut și ce am la îndemână acum. Deci acum să dă orez, orez cu lapte în general și cu fructe și fiecare dă ce are. Și haideți să pregătim orezul și să-l ducem la foc. Orezul fierbe, apoi punem zahărul. Eu am 150 de grame de zahăr. Puneți după gust cât de dulce îl vreți. Amestec și lăsăm să fiarbă la foc mic până ce fierbe orezul. Cam 20 de minute ar trebui să fiarbă. Orezul este fiert. Uitați cum arată. Acum secretul. Ca să facem un orez cremos, punem un cup de unt, un gust mai bun, zahăr vanilat și pun și cam o linguriță de esență de vanilie. Acum amestec ușor, opresc focul, încorporez untul și punem orezul în farfurii. Aștept să topească untul, amestec, să fiu sigură că untul este încorporat peste toată compoziția de orez. Uitați așa. Așa trebuie să fie pentru că orezul se întărește când este pus în farfurii și lăsat să nu se facă beton. Aștept să topească tot untul și am oprit focul. Și deasupra pun un capac. Orezul este gata, acum iau și îl pun în farfurii. Am pus orezul și acum ce punem deasupra? Dulceață de trandafiri. Așa. Aici o să punem gem de vișine. Și aici am dulceață de coacăze. Este de 3 ani de zile de când o am. Uitați cât de bine s-a păstrat. Acum am desfăcut borcanul. Toate rețetele mele le găsiți pe YouTube, Ionica Paruschi, da? Și haideți să punem dulceață de coacăze aici.
Așa. Acum punem câte o gogoașă. Așa, după cum vedeți, am pus și câte 3 caise. Punem și caise. Cam așa arată. Aici încă ne-am pus câte un Pepsi. Aprindem câte o lumânare. Și cam așa arată ce vreau să dau eu. Cam asta vreau să vă arăt, idei ce am putea da de pomană. Fiecare se inspiră după ce are și după cum poate. Bun, dragilor, mulțumim frumos pentru vizionare. Dumnezeu să-i odihnească pe cei dragi și să le facă parte. Numai bine, v-am pupat, la revedere!